Misiunea OSCE în Republica Moldova ar avea capacități insuficiente cu privire la reglementarea conflictului transnistrean. Declarația a fost făcută în ajunul reuniunii anuale a miniștrilor de externe în cadrul conferinței anuale a OSCE din Stockholm, de către platforma societății civice Solidaritate, din care fac parte peste 90 de organizații din 35 de state membre a OSCE. Potrivit Promolex, documentul mai menționează că analiza corectă a conflictului, inclusiv analiza părților interesate, este de o importanță capitală pentru rezolvarea eficientă a oricărui conflict. Dacă analiza este una eronată, atunci procesele construite pe baza ei sunt ineficiente. În special, o parte în conflict nu ar trebui să acționeze în același timp ca un mediator sau ca un agent de menținere a păcii. Acest lucru este ilustrat în mod specific de un rol ambigu al Federației Ruse în mai multe conflicte. În timp ce formatul transnistrean include Rusia ca una dintre părțile de negociere, Federația Rusă se percepe ca un mediator în discuțiile cu ceilalți parteneri, provocând de fapt un impas în negociere. Același lucru este valabil și pentru formatul 5+2 al procesului de reglementare transnistreană, în care Federația Rusă și-a impus rolul de menținere a păcii și de mediere, blocând progresul în soluționarea conflictului de mai mulți ani, se arată în comunicatul asociației. Documentul în cauză s-a adresat guvernelor statelor participante OSCE, care s-au adunat la Stockholm pentru reuniunea din acest an a Consiliului Ministerial și Consiliul Permanent din 2-3 decembrie, precum și organismelor și instituțiilor politice OSCE, inclusiv pentru președinția OSCE din acest an și cele viitoare. Înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, adunarea parlamentară OSCE, secretarul general OSCE, secretariatul OSCE și operațiunile OSCE pe teren. Asociația Promolex este membră fondatoare alături de alte zeci de organizații acestei platforme.